Salut, prieten, s-a făcut o frumoasă nouă zi și s-a făcut o frumoasă nouă lună totodată. E 1 iulie 2021 și sunt pregătit pentru voi cu 3 ponturi noi. Să sperăm că pe ziua de astăzi norocoase și câștigătoare vers toate 3. Am 3 propuneri, una vine din Uruguay, alta vine din Norvegia și alta chiar din Chile. Like la acest video, subscribe la canal. Setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea și haideți să vă zic în acest magazin mixt al vieții cum stau lucrurile. Uruguay, divizia secundă, de acolo vine prima propunere. Se vor duela Atenas de San Carlos cu Defensor Sporting. Din partea mea, propunerea este un mare 2 solist. Câștigă, oaspeții câștigă Defensor Sporting. Mergem mai departe în Norvegia, apoi Eliteserien, pentru că acolo avem de văzută văleala dintre Mjøndalen și Odd. Mjøndalen se scrie de fapt Mjøndalen, dar cu pronunția norvegiană te apucă strechea. Mjøndalen sau Mjøndalen, așa cum se pronunță. Mjøndalen Odd e o tăvăleală din care vor ieși câștigători în varianta mea de bilet, oaspeții, inclusiv aici oaspeții, avem numai 2-2-2 pe biletul de astăzi. Câștigă așadar Odd, recomandare din partea mea, 2 solist, câștigă Odd, câștigă oaspeții. Închidem biletul cu o a treia propunere care vine, cum ziceam și mai devreme, din Chile. Cupa Chileului, cupa chiliană, cum vreți voi să ziceți, acolo unde își vor căra piciorușe înglezne, Deportes Temuco cu Huachipato, e și un H la început de cuvânt, Huachipato, așa veți regăsi echipa pe aplicații, dar evident pronunția în spaniolă ne obligă să zicem corect Huachipato. Deportes Temuco în duel cu Huachipato, meciul se închide în varianta mea de bilet cu o victorie, cum ziceam, a oaspeților și aici, așadar 2 solist. 3 propuneri de 2 solist pentru ziua de astăzi. Mă rog la Universul Mare să fie toate 3 câștigătoare. Vă aștept, cum am tot zis mereu, și pe grupul meu privat de WhatsApp, unde jucăm 3 pomelnice de câte 15 meciuri cotă 2. Biletul ăsta surde vi-l propun și vouă pe canal aici, dar și alte 2 bilete atent preparate, unul de 6 cote 2 și un altul cu niște cote fatale. Cote de 35 per meci, cote de 15, cote de 7, ceva mult mai descântat și complicat, dar aproape cumva de adevăr, pentru că la câte lucruri ridicole se întâmplă, poate că asta e cheia cumva, să jucăm și cote ridicole, cote enorm de mari, care în mod neașteptat câteodată ies verzi. Deci acolo jucăm la mai multe capete, jucăm în mai multe feluri. Despre cum să accesați grupul privat de WhatsApp al meu, aveți ca de fiecare dată detaliile în descrierea acestui video. Baftă mare și noroc pe ziua de azi, ne reauzim!